Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția prezentă ne-am propus să discutăm despre evenimentul zilei, am și îndrăznit să zic, cu atât mai mult cu cât astăzi a avut loc inaugurarea noului președinte Igor Dodon. Despre aceste aspecte și despre vectorul politicii care urmează să fie împărtășit atât de președintele țării cât și de întreaga clasă politică, vom încerca să discutăm împreună cu Vasile Tarlev, ex-premier. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit. Și Mihai Conțiu, jurnalist. Bună seara, domnule Conțiu. Bună seara. Domnule Tarlev, vreau să ne spuneți pentru început, această investire a domnului Igor Dodon va începe, de fapt, instaurarea a ceea ce spuneam noi de fiecare dată, liniștii politice și a instaurarea unei stări de lucruri firești pe care și-au cerut-o cetățenii, exprimând votul? De la bun început, doresc doar să menționez câteva momente. Da, vă rog, spuneți. Este nu doar în opinia mea evenimentul zilei, dar este și evenimentul anului. Da. Doi, este o victorie a cetățenilor Republicii Moldova pentru aceia că și-au dorit majoritatea covârșitoare ca șeful statului, președintele țării, să fie ales direct de către popor. Și cu acest prilej vreau să felicit toți cetățenii țării. Ce ține de inaugurare, eu astăzi am luat parte la acest eveniment personal, am fost invitat și vreau să mulțumesc aparatului președinției, cei care au organizat acest eveniment, că nu uită-și de noi. Și doi, vreau să-l felicit personal pe domnul Dodon cu această funcție. Începând cu ziua de astăzi, când a depus jurământul, el deja este domnul președinte. Deoarece până am fost ales, nu ales, confirmat, neconfirmat, de astăzi este domnul președinte. De ce vreau să-l felicit și să-i doresc într-un ceas bun. Cred că normal să menționez încă un lucru. În discursul domnului președinte Dodon de astăzi a fost un moment când dumnealui a menționat ce ține de credința poporului moldovenesc, vorbesc de majoritatea absolută a cetățenilor, fiind creștini ortodoxi, analizând și eu discursurile tuturor președinților țării care au fost până acum, dar este primul președinte unde în discursul său de investire a vorbit prompt despre acest lucru care nu trebuie să ne fie rușine la noi acasă. Suntem creștini, suntem ortodoxi, acestea este religia moșilor, strămoșilor și în discursul său că a găsit locul anume acest lucru, eu apreciez înalt, este salutabil și cred că din marea majoritate absolută a concetățenilor noștri, mai mult ca atât. Cred eu că chiar și după acest mesaj și a cei care nu l-au votat, la mesajul lui vorbind de credință, de tradițiile noastre, de acțiunile sale care le face și vrând sau declarând că va fi un președinte a întregului popor, dorește să fie acest lucru. Eu doar doresc să fie într-un ceas bun. Ce ține de instaurarea sau nu instaurarea? Asta, evident că răspuns la această întrebare trebuie să-l dea timpul. Este început a unei filii a istoriei Republicii Moldova. Nou, începând cu ziua de astăzi, când președintele ales după atâția ani de către popor, a depus jurământul și a adus mesajul său ce dorește să facă. Însă noi înțelegem că una se vorbește în electorală, și alta este deja. Și a doua să faci pas cu pas. Cred eu că nu va fi simplu. Dacă să vorbim în stil sportiv, da, cum a spus, l-am auzit pe Gazaev, nu de mult a spus, noi dacă să vorbim de fotbal, să zicem, asta este un pas la un câștig de semifinală. Mai apoi finala, mai apoi Cupa Europeană, Mondială, Olimpică și așa mai departe. Sper eu și îmi doresc foarte mult, nu numai noului președinte, nu numai simpatizanților sau apropiaților dumnealui, nu numai tuturor cetățenilor țării, dar întregului neam al nostru, a venit timpul să ne consolidăm, să ne mobilizăm, să nu instaurăm o dictatură sau nu știu ce acolo, un populism, dar real de a face lucruri frumoase. Cred că acest lucru ne-l dorim cu toții, să trăim mai bine, să fim stăpâni la noi acasă, însă este un lucru cert, că dacă nu vom munci noi,
dacă nu am dori noi, nu vom făuri noi să trăim bine la noi acasă, niciun popor, cât de aproape n-a fi el, nu ne va face pe noi bogați din contul lor. De aceea, iarăși rusă am să vorbesc ca da, să nu traduc cu greșeli, spasenie utapaieșic de la rug samih utapaieșic, dacă spate să ne comparăm. Situația în țară este gravă, este complicată, însă avem o șansă istorică împreună să ne consolidăm în jurul președintelui ales, să mobilizăm, să le trimitem un mesaj prietenesc, creștinesc, omenesc, celor care s-au abătut de la drumul nu corect și să le iasă ambițiile într-o parte, personale și de grup, dar să mergem înainte pentru bunăstarea populației. Domnule Conțiu, primele reacții pe rețelele de socializare a fost o întrebare. Unde a dispărut domnul Timofte și Alexandru Tănase? De ce nu au fost prezenți? Haideți să pornim pentru că este vădit că nu le convine faptul că Igor Dodon a câștigat alegerile în mod absolut corect. Să fim serioși, în pofida tuturor contestatarilor săi, a câștigat alegerile corect și cred că nu s-au prezentat în semn de frondă, nu s-au prezentat, au refuzat să participe la învestire ca să le dea imagine bună în fața consilierilor lor din umbră din România. Asta e părerea mea, pentru că ei vor să se disocieze de imaginea unui președinte considerat în mod greșit de ei pro-rus, pentru că Igor Dodon nu este pro-rus, nu este nici anti-rus, nici anti-român, așa a declarat-o tranșant. Și ei, mai cu seamă că au văzut în Dodon nu ceea ce debitează cei care detractorii lui, ci au văzut în Dodon un viitor președinte extrem de puternic. Trebuie să luăm în calcul evoluția sa ca politician, consecvența cu care a mers și prin asta înțelegem că va fi un președinte puternic care va avea multe de înfruntat. A pierdut de două ori primăria capitalei. Când i s-au furat efectiv alegerile, nu există îndoială, le-au furat, de data asta nu au putut să îi le fure. Domnule Conțiu, au existat și anumite proteste. Cum se explică? Eu le plasez aceste proteste în contextul în care le-am putut plasa și pe cele din America împotriva lui Donald Trump. Aici este vorba fără ocolișuri, este vorba de interesele sorosiste, le zic eu. Interesele Fundației Soros care simte poziția în stare de avarie prin alegerea lui Donald Trump în Statele Unite, prin alegerea unui președinte de stânga, care nu duce în Bulgaria, care nu duce Bulgaria în Rusia sau mai știu eu ce, prin alegerea lui Igor Dodon în Republica Moldova de majoritatea populației țării, care tot așa simte că oricine știe că așa zisa democrație care ieșuată în Republica Moldova a fost finanțată din greu din fundațiile Soros, de Fundația Soros, asta este clar. Și nu numai. Dar vorbesc în exterior, în brutal. În proiecții de natură globală, mă refer la asta, de natură globală. Alta este că primește o subvenționare din România, o anumită grupare, sau din Ungaria, sau mai știu eu de unde, altundeva. Dar cam așa văd eu lucrurile și Nu a ținut de data asta, pentru că speranța contestatarilor lor a ratat marea ocazie, Maia Sandu, de a recunoaște câștigarea alegerilor de către Igor Dodon, dar ea a sperat tot timpul, sunt absolut convins de asta, că Donald Trump nu va fi instalat în funcția de președinte al Statelor Unite. El a sperat, pentru că observați o chestie. După ce Donald Trump a câștigat alegerile inițial a câștigat alegerile în Statele Unite, a fost declarat învingător, deja aici, printre susținătorii din exterior, ai Maiei Sandu, mă refer și la cei români, în primul rând, nu mă refer la nu vorbesc de europeni,
Și nu mă refer la România oficială, la președintele Iohannis și Dacian Cioloș, care împreună cu doamna Mogherini au declarat că nu se amestecă în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Mă refer la alte tipuri de organizații și în clipa în care organizații din astea româno-americane de tip Sorosis, care au sprijinit-o pe Maia Sandu, în clipa în care Donald Trump a câștigat alegerile, am observat efectiv că singurii care au mai rămas dintre susținătorii Maia Sandu nu mai erau români sau americani sorosiști, erau numai români sorosiști. Domnule Iotarle, spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat cu fracțiunile PLDM, PL, PCRM, care au boicotat, de fapt, ceremonia de investire? Ce s-a întâmplat? De unde este alimentat acest boicot? În primul rând, cei ce ați vorbit anterior, de lipsa sau neparticiparea ex-președintelor țării, ex-primilor miniștri și, în special, președintele Curții Constituționale. Nu, în opinia mea, nu este bine. Îți place, nu-ți place, asta este voința poporului, asta este decizia și este necesar de a fi onorat. Nu-ți place omul, persoana, este vorba de instituțiile statului, de protocol, de istorie, asta e lipsă de educație. Iată aici vreau să ajung, domn Tarle, protocolul, ce doi, consider eu, după cât știu eu, că la așa evenimente, evident că trebuie să fii prezenți toți președinții statului care au fost până acum, primii miniștri, ca minimum ambasadori acreditați în Moldova, toți deputații a Parlamentului curent, adică în vigoare, președintele Curții Constituționale, componența Comisiei Electorale Centrale și așa mai departe. Aceea considerăm că, eu consider că în special lipsa președintelui recent, care a fost, să zicem, de astăzi, recent, domnul Timofti, lipsa lui la această ceremonie, consider că este o lipsă de educație. Lipsă de educație și de stimă față de țară. Îți place ție, nu-ți place, este vorba de istorie. Tu ai fost președinte și, practic, ești obligat să-i transmiți noului ales funcția din respect, din stimă și respect față de țară, dacă nu-ți place de persoană. Consider că este incorrect, nu-i bine. Mai mult ca atât, lipsa sau boicotarea unor fracțiuni parlamentare, de asemenea este lipsă de respect față de țară, în special, și mai mult un populism. Nu e mare politică, e populism, politicanstva. Sau ambiții de copilărie de la grădinița și unor persoane. Și de context. Ce consider eu că nu este bine. Dacă vom merge pe această cale și pe viitor, fiindcă ăsta nu-i președinte pe viață. Da. Noi ca oameni, eu spuneam și eu anterior la colegii mei care erau subalterni, noi ca oameni suntem temporari pe acest pământ. Dar ca șefi, în funcție cu epoleți, și mai temporari suntem. Dar este vorba de țară, de neam. Ce vorbesc atunci tânăra generație? Matai a fost președintele statului. Bun, rău, cum ai fost? Asta e altă întrebare. Dar n-a venit la evenimentul internațional, la inaugurarea noului șef al statului. Eu consider care te-a votat pe tine, președinte. Eu consider că, cu atât mai mult, domnul l-a votat pe domnul Timofte. Dar asta e altă întrebare. Dar consider eu că, în primul rând, este lipsa de stimă față de popor, față de țară, față de Constituție, față de Republica Moldova. Doar de Doamne ferește că a fost una motivată, o lipsă motivată, legată cu boală sau deplasare ceva, sau mai știu. Dar dacă sunt de ambiții personale și ignoranță, consider că aici a pierdut doar ei. Doar ei. Am auzit recent în rețelele de socializare ministrul apărării. Da. Nu vorbesc familia. El iese și ignoră participarea la acest eveniment, fiind ostaș, fiind ministru apărării, șeful statului, fiind comandant suprem a forțelor armate. Asta e o lipsă de educație. O lipsă de stimă față de țară. Cum mai poți fi tu ministru sau cetățean a țării? De ce nu se face așa ceva? Dacă noi pretindem de a construi un stat bazat pe drept, democratic cu adevărat,
o educație corectă, creștinește, și avea și o maturitate politică până la urmă. Ești obligat. La urmă, îți place președinte, nu l-ai votat sau l-ai votat, dar tu ești funcționar de stat, în special vorbind de ministru. Tu ești funcționar. Cum poți să-ți permiți tu o lipsă de irresponsabilitate și de declarație? Acest om nu numai că trebuie liberat din funcție, el trebuie judecat. Domnule Conț, ați avut foarte multe specificări, vă rog. Șalarul mai are și îndrăzneala să spună. Eu încerc, scuze, n-am vorbit de familie, eu am spus de funcție, de ministru apărării. Eu vorbesc de Anatol Șalaru, ministrul apărării, care are și îndrăzneala să spună că Dodon nu este președintele meu. Păi al cui este? Dar ministerul, dar Dodon nu este președinte și al Ministerului Apărării, al căruia este comandant și este comandantul suprem al Forțelor Armate. În opinia mea, Șalaru tot așa vrea să-și pregătească, știind că oricum va fi demis, vrea să-și pregătească o falsă imagine de dizident pe placul unora, să-și facă un partid pro-românesc, să ia electoratul lui Chimpu și așa mai departe. Dar în contextul celor spuse de domnul Tarlev mai devreme, boicotarea, așa zisa boicotarea unor partide, hai să zicem că aș fi dispus să privesc cu oarecare clemență, izolat așa, nedorința PCRM-ului de a participa, așa, și înțelege de ce. Dar celelalte care să pretind că sunt euroatlantiste, păi unde este educația lor? Că aici e vorba, cum sugerați și dumneavoastră, de bun simț elementar. Ei nu cunosc cutumele diplomatice și este cultură politică. Eu mi-a adus aminte acest lucru. Eram după 90, când FSN-ul de pe vremea aceea s-a transformat în partid politic. Românul nu era pregătit de democrație atunci. Habar nu avea ce era asta. Știa că trebuie să ne batem unii cu alții și așa mai departe. Și se transformă în partid politic. Noi ăștia care eram anti-Iliescu, eram minoritari. Și face un congres și trimite invitații, exact cum a trimis aparatul prezidențial zilele astea, la învestirea domnului Dodon ca președinte al țării. Așa au trimis și atunci partidul lui Iliescu, a trimis către liderii tuturor partidelor. Presa democratică și anticomunistă a sărit în sus că cel mai mare democrat politician român și cel mai strălucit, Ion Rațiu, s-a dus. Dar ăsta avea o experiență de libertate de 50 de ani în autoexil în Anglia. Pe când ceilalți proaspăt improvizați, așa au făcut și ăștia. Dar știți ce nu înțeleg ei? Lor li se pare firesc chestia asta, fronda asta, li se pare firească aici, lor și unor susținători fanatizați de către ei. Dar ei nu știu că cercurile diplomatice acreditate care au fost prezente la acest ceremonial, inclusiv partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, dar partenerii și occidentali și orientali, absolut toți partenerii Republicii Moldova, văd în ei, cum să spun, niște politicieni obtuși cu apucături totalitare de tip sovietic. Mai rău încă. Ei fiind pro-europeni, la fel. Pentru că e un semn de distinție, domnule, să te prezinți la o astfel de investitură, chiar dacă nu-ți place președintele. Dar frustrările astea, ei nu trebuie să-și le împărtășească decât în bucătărie la ei, în sufragerie la ei. În spațiul public este președintele ales. Ce, vă dați seama cine scindează societatea? Pentru că acest așa zis boicot al lor este un semnal dat că trebuie societatea în continuare să fie divizată pe criterii etnice, lingvistice și așa mai departe. Domnule Tarlev, dumneavoastră ați fost o perioadă sau cea mai lungă perioadă din activitatea Republicii Moldova în calitate de prim-ministru. Spuneți-ne, vă rog, cum ați fi procedat dacă vi s-ar fi spus că acel ministru sau un anumit ministru nu mai are susținere politică? Ce ar fi însemnat treaba asta? În contextul în care, spunea și domnul Șalară, după aceea revenim propriu-zis la investire. În primul rând, eu, activând ca primul ministru, m-am străduit să nu implic politicul și, după cât cunoașteți, nu am fost membru de partid, dar am pus interesul statului mai presus decât tot. Și dacă un ministru, un membru al cabinetului de ministri, își pierdea eu îmi pierdeam încrederea în el, neapărat demers în adresa președintelui de a fi demis. Doi, în cazul dat că n-avem un guvern, o coaliție politică și toți membrii guvernului sunt politizați sau aprobați prin criteriu politic. Și dacă un ministru, fiind înaintat cu acoperirea politică a unui partid politic, la această funcție,
și mai apoi ea a fost retrasă în ziua aceea. Ține de onoarea, în primul rând, a ministrului să-și depună demisia, dar și primul ministru. Dacă eu eram, eu n-aș vrea să fiu primul ministru în așa situație. Deși am experiență, știu cum scop. De fapt, mi-ați anticipat o întrebare. Dar vreau să vă spun că și primul ministru în această situație urma să semneze demersul fără nicio problemă absolută. Dar ce se întâmplă acum e un joc de bucătărie slabă. Nu, eu cred că domnul președinte va trebui să aibă un pic răbdare cu șalarul până va veni ghimpul să se roage. Domnule președinte, dimitiți-l pe șalarul. După câte am auzit eu, fiind în deplasare, am auzit în rețelele de socializare că ghimpul a rugat pe Timofte. Da, era. Dar domnul președinte Timofte, nu știu care a fost... A procedat corect. A spus el că... dacă proceda corect toate celelalte decrete care le-a semnat în mod normal... Dacă vorbim de protocol, de cultură politică, de democrație, în mod normal, nu se modifică Constituția, legile și nu se aprobă decrete prezidențiale în ultimii 6 luni de zile până la alegeri, într-o țară care se stimează unul pe altul. Mai mult ca atât, după alegeri, când a câștigat alegerile un președinte, cel din care este, deși este interimar de mult deja, nu urma semenea. Dar ați văzut nu cum este a motivat Timofti și a motivat refuzul. Da. A spus că vrea să iasă cu fața curată din politică și pentru că a văzut că șalarul este apreciat de Băsescu. Păi domnule, cum îți permiți enormitatea asta să spui? Dar eu înțeleg jocurile. Eu cred că asta s-a murdărit mai mult imaginea. Da, firește, și-a murdărit imaginea și mai mult, dar președintele Dodon va avea mult de furcă, pentru că revin iarăși la ce am spus anterior. Noi am văzut că a ajuns la președinție, a ajuns în acest post, este o victorie muncită. Un om care a muncit 6 ani de zile, drăcește a muncit. A alergat prin teritoriu, a umblat peste tot, a muncit și a construit, a dovedit pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, a dovedit că știe să construiască un partid temeinic, serios și nu un partid satelit. Cum a partid de ocazie, de unică folosință, cum l-a creat Vlad Filat, de pildă. Nu, a dovedit că muncește, s-a dus în teritoriu și a muncit. Ori... Și mesajul de astăzi pe care l-am ascultat cu toții și prin mesajul de astăzi am înțeles cu toții că este un om care nu are de gând să se dea bătut, ori pentru asta sigur că are actuala guvernare are suficiente motive să nu îi împărtășească întru totul opțiunile pe care le are, drept pentru care președintele Dodon, așa cum a și anunțat, și asta este opinia cam întregii majorității societăți, trebuie să sunt mecanisme să declanșeze alegeri anticipate, să curețe odată pentru totdeauna clasa asta politică compromisă, coruptă și care nu face onoare celor care i-au votat, domnilor. Domnule Tarle, și dumneavoastră și domnul Dodon au fost într-un context social-politic foarte interesant. Eu vreau să vorbim despre colaborarea președinte, guvern, parlament. Vă rog. Nu, în primul rând, nu este un secret că eu i-am propus angajarea în munca domnului Dodon în guvern. Mai întâi în 2005 ca viceministru al economiei, mai apoi ministru al economiei. Eu consider că este o ocazie bună pentru țara noastră, pentru Republica Moldova, având președinte ales de popor, direct, nu prin intermediari, 2 fiind tânăr, 3 fiind experimentat și 4 având dorința de a face ceva bun. Este important astăzi să nu începem din prima zi când n-a ajuns în casă sau la prag și deja începe boicotare, murdărie, lichidare, este președintele poporului. Ales din majoritate. Este necesar să-l stimăm, să-l apreciem, să-i întindem mâna, să-l ajutăm, să-l consultăm și dacă vedem că el nu face față, pe urmă găsim momentul de a-l realege sau de a-l alege pe altcineva. Dar în mod normal, firesc, este necesar să-l ajutăm. Fără o conlucrare între președinții, guvern un și parlament. Care este al opoziției. Este dificil. Da. Vedeți, chiar și pe un ministru, să zicem, ministru apărării, care în mod obraznic nu și-o depune demisia, da? Dar președintele țării, ca comandant suprem,
a forțelor armate, direct, nefiind satisfăcuși de acțiunile sale în minister, dar și cu așa boicot, evident că prima întrebare, ce facem? Afară, nu? Ca minimum. Președintele nu are astăzi dreptul, conform împuternicirile care le-au creat lui acum ea, el nu are dreptul să demită un ministru, un ministru apărării, cel puțin. Este necesar, conform legislației de astăzi, primul ministru să înainteze demersul în adresa președintelui și președintele mai apoi să semneze decretul. Deci, consider că fără o conlucrare între președinte, guvern și parlament va fi dificil și țara va fi dezbinată o perioadă cel puțin până la alegerile, fie anticipate sau ordinare care oricum nu sunt departe. Da? În mod firesc, a fi mai bine să găsească o conlucrare. Oameni buni, ești din opoziție, noi am fost la guvernare, avem împuternicerile noastre pentru binele poporului, pentru rezolvarea problemelor care sunt în țară, dați să găsim niște principii de colaborare pentru ca țara să meargă înainte. Nu e normal lupta între puterile de stat. Consider eu că asta la nimic bun nu va aduce. Domnule Conțiu, pentru mine a fost straniu cel puțin declarația liderului PL, care spunea și recomanda domnului Dodon să nu uite că Parlamentul are dreptul de demite. Cum ați privit aceste declarații? Parlamentul nu are dreptul să-l demită pe președintele Dodon, numai poporul are dreptul să-l demită. Vezi cazul din România când a fost suspendat Traian Băsescu și s-a mers la referendum. Numai poporul poate să-l demită. Pe când președintele Dodon, eu sunt convins că are mult mai multe aturi de partea sa să ducă chiar la demiterea guvernului pentru măsurile antipopulare pe care le-a luat acest guvern și pe care au fost invocate de Dodon, au fost invocate de repetate ori. E vorba despre miliardul furat și trecut în seama cetățenilor. Deci asta înseamnă incompetență și subminarea economiei naționale. Ceea ce se pedepsește grav. Motive de demitere a guvernului se găsesc, trebuie găsite, nu cunosc dacă sunt mecanismele care, dacă are mecanisme legale, dar dacă nu, poate să meargă la referendum. Din câte am înțeles, și referendumul trebuie aprobat de Parlament. Însă să nu uităm că Dodon are de partea sa, are poporul, majoritatea poporului. Și cred că actualii guvernanți, dacă nu vor înțelege că trebuie să se supună unor deziderate dictate și de cel ales de către popor, pentru sau că sau cel puțin să meargă la o colaborare. Sau să meargă la o colaborare, dar o colaborare spre binele populației, pentru că Dodon nu vine cu ceea ce a venit cu pachetul de promisiuni și inițiative cu care a venit, nu contravine intereselor cetățenilor țării. Nu, niciuna din aceste inițiative ale sale nu contravine intereselor majore și intereselor naționale. Sigur, sunt multe care pot fi discutabile. Discutabile sau discutate. Dar negociate civilizat. Dar mă îndoiesc că va fi o colaborare ideală, așa cum ar trebui și așa cum și-ar dori nu numai alegătorii lui Dodon, ci toți moldovenii care... În caz de a ajunge la acel moment de a începe inițiativa de dimitere a președintelui ales, asta numai în folosul va fi domnului președinte. Sigur că da. Referendum de suspendare va fi numai în folosul domnului președinte. Deci nu cred eu că cineva va încerca în modul cel serios de a-l suspenda, de a-l bloca. Și da, or să trebuie încerce. Să aibă motivații. Sigur, vor încerca cineva din politicieni de a-i adresa, să zicem, mesaje în judecată sau de acuzare. Păi bine, asta este opinia fiecărui. Însă astăzi nu are temei nicicum. Este președinte nou ales. De aceea eu consider că ideal a fi și dacă ai fi să-i consult pe cei care sunt la guvernare, în parlament, în guvern, în țările dezvoltate, în așa mod, ceilalți trebuie să-și deie demisia. Președintele a fost ales, guvernul și parlamentul, dacă nu demisia, cel puțin alegeri anticipate. Uitați-vă, Bulgaria, să zicem, nu e cu cea mai mare democrație, dar clar,
Boyka Borisov, ca primul ministru, având o încredere extraordinar pronunțată de populație, mai mult de 70%, îmi pare că l-a votat nu de mult, și el a spus, candidatura noastră este doamna X. Dacă ea nu va câștiga, noi trebuie să plecăm de la guvernare. Doamna nu a câștigat candidatura lor și ea a depus demisia de guvern. Da, asta ce avem noi în țară. Idealul, evident că trebuie să fie alegeri anticipate parlamentare. Însă dacă nu, evident că trebuie să fie o conlucrare până la alegerile ordinare. Dacă nu este. În caz contrar, aceștia 2 ani de zile sau un an și ceva. Da, aproape 2 va fi un an de confruntări, va fi un an dificil, va fi un an de dezamăgire, de descurajare a populației și consider eu că până la urmă, în caz de președintele Dodon, își va face o echipă bună. Nu numai din acei care sunt în jur să-i ducă ghezdanul sau să nu iasă din cuvânt sau nu știu ce acolo ia să-i pregătească. Nu. Dacă dumnealui ia permite să înconjoare cu așa personalități sau cu așa persoane, considerați că s-a discreditat. Însă dacă avea o echipă bună de oameni stataliști, specialiști, bine pregătiți, experimentați, practic va fi o conlucrare, să vă găsi o conlucrare sau să va merge la alegeri anticipate. Însă va avea de câștigat doar Republica Moldova. Domnule Conțiu, primele acțiuni pe care le așteaptă poporul de la noul președinte este cel puțin revizuirea sistemului ăsta de pensii și lumină în miliardul furat. Ce părere aveți? Urmează să aflăm noi până la final unde este miliardul? În societatea noastră aș îndrăzni să zic, este o întrebare retorică, unde e miliardul? Păi ca să aflăm miliardul, observați bine că miliardul furat îl descoperim încet, încet în spatele legii votate în prima lectură de amnistie fiscală. Este chiar în spatele acestei legi miliardul care trebuie să se apropie ușor de... Ori nu cred eu că președintele Dodon va promulga această lege, pentru că știe foarte bine, este economist pe deosebire de președintele Timofte, care a avut grijă, n-a dat doar medalii și să crească salariile la judecători. Igor Dodon este și economist bun și știe foarte bine ce se întâmplă dincolo de astfel de acțiuni. Dar nu știu în ce măsură domnia sa poate veni cu programe, cu proiecte, pentru că nu președintele se ocupă de prinderea autorilor furtului miliardului și cu pedepsirea acestora. Dar să nu uităm că poate să vină cu inițiative legislative care nu sunt nimic altceva, nu pot fi nimic altceva decât voința sau expresia majorității moldovenilor. Și oamenii văd că președintele pe care l-au ales încearcă să îi descopere pe cei care au furat miliardul și vrea să-i scape pe moldoveni să nu plătească ei ce au furat alții. Și văzând că președintele lor insistă în asta, îi vor sta alături și vor fi într-o situație destul de sânjenitoare tocmai aceiași guvernanți. Pentru că cum să devii potrivnic unui președinte care vrea ceea ce formal parcă și tu guvernant spui că vrei. Da, domnul Tarlev, eu vreau să revenim un pic, da, continuați gândul, după aceea vreau să revenim un pic la reacția comunității internaționale și la clasa politică din țările vecine, pentru că ați spus ceva mai devreme, chiar ați discutat cu mai mulți oficiali la această ceremonie. Care este poziția lor? În primul rând, la acest gând ce ține de miliard și mai departe, în opinia mea, și din informația care eu o dețin, din surse demne de încredere, este vorba nu numai de un miliard furat, dar cu mult mai mult. 4-5. 2. Evident că ține de onoarea și de responsabilitatea președintelui ales, că asta a fost un punct în programa sa electorală, totodată a declarat și a promis. El este obligat. În virtutea situației, în reieșind din competențele care le are, dumnealui este ca președinte, este șef al statului, comandant suprem, chiar și dacă ăștia au încercat să-i taie aripile, da? Plus la aceasta este președintea Consiliului Suprem de Securitate, care este necesar de a elabora unele acțiuni, pârghii și chiar de a invita, de a chema la respect pe unii funcționari ca să-și facă datoria. De aceea consider eu că președintele ales, dacă va avea dorință și va avea echipă,
sunt pârghii chiar și acum în situația care este de a găsi totuși unde s-a dus, ce s-a dus. Absolut. Este necesar de voință. Mai mult ca atât, cetățenii, dar chiar și eu, ca cetățean a țării, aștept de la nou președinte lumină. Totuși, ce a fost la 7 aprilie în 2009? Ce a fost totuși? Distrugere, vandalizare, discreditare. Ce a fost? Cine este vinovatul? Domnul președinte are multe de făcut, deși nu i-a fi simplu, deci eu și i-am dorit într-un ceas bun să fie. Haideți să vedem, comunitatea internațională. Ce ține de comunitatea internațională? Eu astăzi la eveniment am văzut prezent practic tot corpul diplomatic acreditat în Republica Moldova. Vedeți? Educația. Respectul față de țară, față de protocol. Erau și ambasadori a țărilor care au lucrat împotriva actualului președinte, să zicem, la campanie electorală, dar era prezent, a ascultat frumos, a respectat țara în primul rând. Sigur. Poporul moldovenesc. Cei ce n-au făcut-o unii politicieni care au fost invitați sau miniștri, asta ei au făcut, ei trebuie să învețe de la cei diplomați. Deci prin prezența masivă totală, a oaspeților de peste hotare, a tuturor ambasadorilor, corpul diplomatic, inclusiv Uniunea Europeană și toți ceilalți, să vorbești, comunitatea internațională a recunoscut voința poporului până la urmă, da? Și îi respectă și sunt foarte cointeresați să vadă colaborarea și acțiunile noului președinte. Mai mult ca atât, a ascultat atent mesajul președintelui și președintele a vorbit și în limba rusă, puțin, dar cel care chiar nu înțelegeau, a ascultat foarte atent. Asta, în primul rând, este vorba de educație, de cultură politică, de experiență și de respect față de poporul, de țară. I s-au adus primele reproșuri raportate și la discurs, că a fost foarte categoric împotriva unioniștilor, împotriva mișcărilor. Eu cel puțin n-am auzit acest mesaj. Nu a fost categoric. N-a spus așa ceva direct. Dumnealui a vorbit de suntem moldoveni, este poporul moldovenesc cu istorie multiseculară, suntem majoritatea creștini ortodoxi. El n-a vorbit rău împotriva celor confesii. A vorbit de relații cu cordiale cu Statele Unite, deci, cu Uniunea Europeană, cu România, dumnealui cu a spus Ucraina, prompt, cu dumnealui a spus prompt. Nu, așa cum a promis, prima vizită va fi în Moscova, în Federația Rusă, că avem probleme. A primit invitații acum de la Uniunea Europeană? A anunțat că a primit invitații de la Uniunea Europeană și la Bruxelles va fi în primele luni a anului viitor, adică a două vizite. Plus la aceasta a spus că va depune toate eforturile în dezvoltarea bunurilor relații cu vecinii, România, Ucraina, da, așa mai departe. Deci, știți, nimic, eu nici vrea, educația, nici cultura, nimic, eu n-aș vrea, nimic n-a evitat. N-aș vrea la acest nivel să vorbesc ceva, dar este o vorbă moldovenească. Porcul glot găsește. Adică, să mă scuz, eu nu numesc familii, dar acel care vede numai rău în ochii lui, ce n-a fi tot? Tot ce nu el e contra, evident că spate de găsit neajunsuri la, și la un stâlp. Da? Nu, dar eu sunt de acord cu domnul Tarlev care spune că președintele într-adevăr are niște puteri pe care urmează să le descopere. Absolut. Că și dumneavoastră când ați ajuns prim-ministru și când ați deschis seiful puterii, ați descoperit lucruri pe care nici nu le bănuiați până atunci. Absolut. Așa și foarte multe datorii. Foarte președintele Dodon și nu numai datorii financiare. Când va deschide seiful, va vedea că are într-adevăr puteri. Are într-adevăr puteri, dar repet, dacă va fi carotat cum să spun, cu obstinență și cu rea voință de domnul Conțiu, pentru că astăzi am vorbit despre apărare, am vorbit despre ce urmează să întreprindă domnul președinte. Ultimul timp în societatea noastră s-a discutat despre un eveniment, aș zice eu, controversat. Biroul NATO. Ce e cu el? Haideți să facem lumină. Avem nevoie, nu avem. Ce ar însemna asta? Ce se întâmplă? Nu știu, eu cred că mai mult se vorbește decât se face. Nu, am înțeles că este un birou cu civili, niște civili acolo. Republica Moldova a început relații cu NATO încă după 1995, dacă nu mă înșel, care au fost dezvoltate de președintele, ex-președintele Vladimir Voronin. Care nu până la domnul Voronin. Da, în 95 era domnul Șnegor. Știu, din 95, dar zic că au fost dezvoltate după aceea. Ați fost parte a acestui proces de dezvoltare, dar asta nu înseamnă neapărat pentru că Republica Moldova nu are dreptul să renunțe la neutralitate. Nu are dreptul.
asistență, NATO, asta e altă poveste, nu știu. Eu cred că este mai prea mult zgomot pentru nimic. Pentru că există astfel de birou, un astfel de birou NATO, am înțeles, și la Moscova, există cam peste tot. Adică nu este un pericol, dar până în momentul în care acest birou, și nu văd cum ar reprezenta o amenințare la neutralitatea Republicii Moldova, care trebuie, repet, trebuie să rămână țară neutră, este clar pentru oricine. Nu există aici, se invocă pericol, că pericol rusesc. Care pericol rusesc, să fim serioși? Vorbim și de pericolul românesc. Se vorbește și de pericolul românesc reprezentat de unioniști, dar și unioniștii ăștia din România, credeți-mă, sunt foarte puțini și fac de servicii României. De ce este blamat președintele Iohannis atât de mult? Pentru că nu e unionist președintele Iohannis și vede realitatea. Și ies puțin, dar să răi la vorbă. Și tocmai unioniștii ăștia, ei știu că Republica Moldova nu se va uni niciodată cu România. Ei știu foarte bine, dar este o afacere, repet, este o afacere, de-a lungul anilor am tot scris, este o afacere extrem de profitabilă. Nu va fi niciodată și nici nu va intra în NATO, nici în Uniunea Europeană, nu va intra în următorii 30-40 de ani, dacă mai va mai fi Uniunea Europeană. Nu, acum observați că suntem în mijlocul unor transformări globale foarte interesante, care, sigur, pot să rescrie granițe. Pot să rescrie anumite granițe, da. Marile crize au dictat, dar granițele Republicii Moldova nu vor fi rescrise. Doar în opinia mea, la ce s-a vorbit, eu sunt de acord cu domnul Gonț și în special ce ține de unirea Republicii Moldova cu România. El nu va avea loc niciodată. Dar cei care se bat cu pumnul în piept, că sunt unioniști pentru unire, marea majoritate din ei, doar spală bani, speculează și ei sunt cei mai rău făcători la procesul de unire. Da. Însă unirea nu va fi. Nu. Doi, ce ține de NATO, de blocurile militare? Vă rog. În opinia mea, așa cum este scris și în Constituție, și în situația care este astăzi în Republica Moldova și în zonă, în regiune, Republica Moldova este necesar cu sfințenie să-și păstreze neutralitatea de a nu adera la un bloc militar categoric. Cine n-a fi el din est, din vest sau din altă parte, statutul de neutralitate este important. Asta ne va duce și la consolidarea societății și la reglementarea conflictului transnistrian și la multe, multe alte lucruri bune. Ce ține de NATO? Corect că Republica Moldova colaborează cu NATO, a avut programe de colaborare cu NATO încă din anii 90 și le s-au păstrat și s-au de an cu an s-au dezvoltat, s-au reînnoit, doar nu pe plan, colaborare pe plan militar internațional. Era vorba despre proiecte de modernizare, de dotare, de finanțare, de consultare și așa mai departe. De menținerea păcii. Acestea birouri NATO, da, într-adevăr, după cât sunt eu informat, este și la Moscova și în alte țări, este important de a ști, nu este cel mai rău că s-a deschis un birou sau altul, dar este important de a ști în esență care e scopul. Fiindcă birouri sunt pe diferite, dar fiecare birou are scopurile lor și acțiunile sale. Da? De aceea, consider eu că biroul NATO, în grabă, în pripă, nu trebuia fi deschis acum, mai ales în situația aceasta, în Republica Moldova. Fiind electorală, fiind toată această politizare, probleme în societate, pentru ce a fost nevoie urgent. Președintele ales, de aceea l-aș lăsa spus, președintele ales, deja comandant suprem, tot știe lumea că va fi ales, îndată plecat prim-ministru la NATO, semnat acord, ratificat repede în Parlament și cu președintele interimar, care nu avea puternicire, zicem, legale, consider eu, nici morale, în primul rând. Legale încă mai vedem, că doi juriști sunt trei păreri, da? Dar mai vedem, dar de a ratifica, așa că toată această grabă ea aduce suspiciuni. Suspiciuni de fraudă politică, pentru diplomatico-politică. Pentru ce? Eu consider că asta e o greșeală și politică, și strategică, și tactică a celor care au forțat deschiderea acestui oficiu la Chișinău. Domnule Tarle, regia ne spune că avem încă 30 de secunde la dispoziție. Eu vreau scurt să ne spuneți care trebuie să fie vectorul politicii externe la ora actuală. Pentru că s-a mediatizat diferite păreri. Vectorul politicii în general a Republicii Moldova, în opinia mea, dacă eu eram un consultat sau un consilier a președintelui sau aveam dispus de consultat, vectorul Republicii Moldova trebuie să fie pro-Moldova.
Moldova trebuie să fie acolo unde este interesul național al poporului său. În, luând în considerație că în țară sunt prea multe probleme, trebuie să pui pus în cap, în capul mie, interesul poporului, producătorului local și dezvoltarea statului. Mai mult ca atât, Moldova fiind o țară relativ mică, fiind o punte între est și vest, ea trebuie să trăiască bine și cu estul și cu vestul, crearea condițiilor foarte bune, mai bune ca la ei, de atragere investiții în Republica Moldova pentru binele viitorului. Domnule Conțiu, 15 secunde, încotro, înspre est, înspre vest, Republica Moldova ce urmează să întreprindă? Nu, Republica Moldova va rămâne pe locul care este acum și va colabora, va colabora fructuos și cu, și cu Uniunea Europeană și cu Rusia, cu Federația Rusia, că este o piață pe care regretă și România că a pierdut-o și n-a știut să o păstreze, pentru că nu contravine interesul nici al Uniunii Europene, relațiile Moldovei cu Rusia, nici Rusia nu-i deranjată, pentru că Uniunea Europeană ajută Moldova ca să plătească datoriile la gaze și așa mai departe pentru pe Rusia. Da. Doar o secundă, da, sau câteva momente. Spune. Nu este normal dacă în ajunul sărbătorii nu voi felicita eu concetățenii, da, de aceea folosindu-mă de ocazie, vreau să vă felicit și pe dumneavoastră, pe întreg colectiv Accent TV și prin intermediul dumneavoastră toți cetățenii Republicii Moldova, dorindu-vă sărbători fericite și un an bun. La mulți ani! Pe această notă, noi punem punct acestei emisiuni. Domnule Tarlev, domnule Conțiu, noi vă mulțumim pentru participare. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Rămâneți alături de Accent TV.